Suntem nu mândri, dar suntem bucuroși, nu-i așa, Jojo? Putem spune că suntem și mândri. Da, pentru că puțin reușesc să termine această... Da? Pentru că avem nevoie de foarte mult teren de făcut, culegeri de folclor. Și am spus, nu trebuie să ne mulțumim doar cu ce am acumulat până acum. Întotdeauna trebuie să descoperim, trebuie să cunoaștem lucruri noi, trebuie să învățăm de la oameni cu mai multă experiență. Nu se poate altfel. Și niciodată nu o să ajungi acolo unde îți dorești dacă te mulțumești doar cu ce ai. Eu știu de la bunica mea toate aceste lucruri, nu vedea de peste 50 de ani. A fost omul care m-a crescut de la 2 ani, dar întotdeauna m-a dădăcit. La noi se spune așa, ca bubulic, să nu faci aia, să fii cinstit. Dacă ai ceva, să-i spui omului, să-i spui în față, să nu-i spui pe la spate, că acel om te apreciază mai mult. Să te dăruiești lucrului pe care îl faci. Și eu asta am făcut. M-am dăruit meseriei mele, să spun așa. Pentru că am un băiețel de 10 ani, dar, din păcate, a trebuit să mă despart de mama lui. Pentru că nu a înțeles această meserie a mea. Această meserie nu înseamnă să vii, să bei cafeaua și să pleci. Înseamnă familie, înseamnă totul, înseamnă copil, soție, mamă, tată. De multe ori plec în deplasări. Merg cu echipa de filmare câte 3, 4, 5 zile. Da? Nu am cum să vin atunci când îți dorești tu ca și soție. În a doua zi, pentru că asta este meseria mea și contează foarte mult ca în această lume jumătatea sufletului să te înțeleagă. Din păcate, la puțin, mine n-am fost așa. Și chiar puține soții de venea cea tu. Vreau să vă mulțumesc persoanele norocoase care, deși nu e meseria care face Georgel, dar ca mic artist sunt la de acord. La voi este acela, veniți, cântați, plecați. Sunt de acord. Și eu cu turnee de mult timp și nu... Și pentru românii de la Cernăuț, orice întâlnire cu folclorul autentic, cu interpreții veritabile, este o sărbătoare. Noi avem rare ocazia să avem astfel de bucurii și aș vrea să vă întreb când, pe când vă putem aștepta la Cernăuț cu un spectacol grandios. Să știți că Ilie Caraș, colegul nostru, are un proiect pentru că trebuie să-și lanseze un nou album. Mi-aș dori ca acea lansare să fie o adevărată sărbătoare și alături de el să fie mari interpreți și nu mă îndoiesc că nu va fi așa. Pentru că el este iubit de lume, este iubit de colegii lui, este iubit de mari interpreți. Și m-aș bucura să venim și noi cu carul de transmisie, cu tot ce trebuie, să preluăm acel eveniment cu macara, cu tram, din camere mobile și să le arătăm și celor de acolo din România ce lucruri deosebite se întâmplă aici, acasă, la dumneavoastră, la Cernăuț. George, cu siguranță va fi așa și sper ca toți cei de aici să mă susțină. Eu o să fac tot posibilul să fac acest spectacol la Cernăuț, un spectacol din proiect grandios. Mă bag într-un lucru care e neștiut. Mă bag într-un lucru care necesită foarte mulți bani. Cu atâta lume bună lângă tine, sunt convins că... Un lucru care, când aduci niște artiști, niște valori foarte mari a țării, niște artiști cât muntele de mari, trebuie să le asiguri o protecție, să le asiguri o casă masă, să aibă posibilitatea de a veni și de a duce în dar cântecul în nordul Bucovinei. Eu o să încerc tot ce îmi stă în putere să fac acest spectacol. Sper, contez pe ajutorul dumneavoastră, pe promovare și sperăm ca de curând să putem veni și să arătăm lumii frumusețea din nordul Bucovinei. Dacă sala va fi plină, să știi că asta ar trebui să fie cea mai mare mulțumire a sufletului tău. Înseamnă că acel concert va fi reușit și atunci trecem și peste casă și peste masă. Știți, George, am avut ocazia de foarte multe ori să cânt la Cernăuț și de fiecare dată când am venit, sălile au fost arhipline. Nu m-am așteptat să... De fapt, nu știu cum să zic, dar când vin acasă, mi-am dat seama cât de iubit sunt în Bucovina mea și cât de cunoscut. Și asta datorită vouă, celor de la radio, de la ziare, datorită ție de televiziune. Știi că un interpret poate să fie el cel mai bun. Dacă nu are parte de susținerea jurnaliștilor... Eu mulțumesc lui Dumnezeu că am întâlnit în viața mea oameni de valoare, oameni care m-au ajutat, precum este George Muncă. Vreau să amintesc aici de regretate Măreora Mărărescu, de Elize Stan, de maestru Nicolae Botluz, cu care eu colaborez din anul 2010, de Teodor Isaru de la Radio România și Electrecord, Violeta Ianculescu, toți cei care au pus umărul să mă ajute să vin în fața dumneavoastră, că este foarte greu să răzbați
și să vii în față. Și este și mai greu să te menții pe cel piedestal înalt. De aceea și trebuie să ne cunoaștem că mulți interpreți care nu au nimic de spus în această lume a cântecului vin la televiziuni pentru că știm bine că sunt unele televiziuni care plătesc multe televiziuni acceptă interpreți care promovează piciul datorită banului, ceea ce n-ar trebui să se întâmple, după părerea mea. Cântecul trebuie să primeze, să primeze calitatea, nu banul. Nu putem apărea la televizor că ne dorim noi doar așa să fim artiști și să dăm acolo 2 lei ca să cântăm.